concluzia că pe el banii ei e interesat. Dacă e nevoie, eu și nu. Chiar nu am putut să-mi trebuie, sincer. Mie să-mi spui cât vrei, nu e nicio problemă. Cât ești de deșteaptă, atât ești de proastă. Haideți să încercăm să le întindem o capcană. Uite cum mergem la bancă și scoatem bani. Antonio! Laura, nu face greșeala asta, Laura. Lasă-mă, măi, mamă. Vrei, nu mai vreau să mai fiu singură. Toată lumea condamnă relațiile bazate pe interes, dar nimeni nu se uită în propria ogradă. Sunt Marian Dumitru și te invit să vezi ce se întâmplă într-un cuplu în care ambii parteneri acceptă orice compromis doar pentru a rămâne împreună și nu neapărat din dragoste. Laura are 27 de ani și până acum a strâns la activ multe diplome și premii, burse în străinătate, descoperiri și cercetări în curs la Institute Europene de Fizică Cuantică. O carieră strălucită, din care a câștigat sume deloc de neglijat. În viața personală însă are un mare gol. Bună ziua! Facem două emisiuni într-una. De ce sunteți două persoane? Bună ziua, domnul Marian! Mă bucur că ați venit. Ați făcut un lucru foarte bun. E fica mea. Am adus-o, v-am așteptat propriu-zis, ca să veniți să vă spun povestea vieții ei, a noastră, că nu se mai poate. Doamna nu poate vorbi. Și-am apelat, poate e doamnă, domnișoară? Să fiu sinceră, e fica mea. Nu știu dacă e domnișoară sau nu. Probabil o să vă explic pe parcurs. Înțeles. Și are întâlnit fosta iubire. Dar nu aveți ce face acasă, de ce ați venit dumneavoastră? Eu am venit cu ea pentru că ea e o fire mai timidă. Ea e timidă, ea e rușinoasă, ea nu are școala vieții încă. Ea nu știu decât să învețe. Și are întâlnit un golan pe care eu nu-l suport. În facultate l-a cunoscut. A fost prietena sau nu știu, o chestie la prima vedere. Așa? Eu o consider o aventură. Da. Deci asta nu poate fi dragoste. Că de-a fost nu s-a mai văzut. Acum s-au reîntâlnit și ea nu vrea să înțeleagă că acest băiat nu este pentru ea. Păi nu înțelegi tu. Nu, asta nu e pentru tine. Nu este la nivelul tău. Tu ai învățat până la vârsta asta ceva, nu ai făcut. Îi lipsește ceva. Nu e urât, e un băiat frumos. Ea cred că s-a îndrăgostit de el nu știu cât de mult. Că a fost o pauză, o ruptură de o perioadă. El umblă cu femei, el nu a învățat cât în față. El face modeling, eu nu știu ce câștigă el din modeling. Fata mea a învățat, a făcut atâta școală. Dar asta este mama ei, nu mama lui, nu? Eu sunt mama ei. Deci nu-l cunoașteți pe el așa. Păi îl cunosc că e golan. Altceva ce pot să spun. Se vede, bă. Este un golan, se vede și așa și arată, ea nu înțelege. Ea arată, păi cum umblă dezbrăcat? Bine, haideți să o lăsăm puțin și pe... Ce face el din modeling? Cu ce te poate ajuta în acest moment? Dar nu mai vine în carte, se poate... Stați, numai puțin. Haideți să o lăsăm și pe fica dumneavoastră ca să... Ea oricum nu știe. Să păstrăm un ton așa mai calm. Ea nu are școala vieții, nu cunoaște. Îmi pare bine de cunoștință. Laura. Cum îl cheamă pe băiatul Antonio acesta? Antonio îl cheamă. Are un nume frumos. Povestește. Care nu-i se potrivește. Haideți să o lăsăm pe fata dumneavoastră să povestească. Încerc să văd și ce porumbei scoate din gură fata mea. Că fata mea nu e pregătită pentru nimic. Spune-mi despre Antonio. E român? Da, este român. Am avut o relație, a fost primul bărbat din viața mea, acum 5 ani, apoi eu am plecat din țară, am plecat cu studiu, am fost în Franța, în Elveția și s-a te gândi să vin apoi? Noi. Da, și acum l-am întâlnit. Să reîntâlnească făt frumos. Aici, asta e întrebarea. Să-și găsească un băiat. Stați așa să vedem, că e bună întrebarea. Te-ai întors special pentru Antonio? Nu neapărat. L-a reîntâlnit și cred că ei a rămas sufletul acolo, că în facultate cred că a avut o relație cu el. Eu știu, domnișoară, dar nu știu... Dar trebuie să știe... Laura ne-a zis clar că... S-au cunoscut. Și cred că și acum când s-au reîntâlnit au avut o relație. Ea nu vrea să-mi spună. El umblă pe unde umblă. Ați venit aici să vă certați sau să expuneți cazul calm? Nu știu cât de calm că nu mai pot. Stați așa, liniștiți-vă, uite, relaxați-vă, stați pe spate. Luați paharul ăsta. Nu știu dacă luați paharul ăsta așa. Și încercați să vă concentrați asupra lui, toată energia negativă să o puneți pe el. Țineți-l cu două mâini. Și stați în timp, sunt convins, să știți. Credeți că nu mă ajută pentru că văd fata ca o floare vă rog, și am învățat prea mult. Hai să vorbim și cu floarea. Laura. Da.
Tu îl iubești pe Antonio? Nu pot să spun că îl iubesc, dar cred că am început să mă îndrăgostesc de el. Să te reîndrăgostești, dacă înțeleg eu bine, da, nu? Da, și mai ați fost în facultate. Da. L-ai părăsit, relație, nu? Nu știu dacă am mai avut de atunci pe altcineva, doamnă, dar nu cred. Doamnă, paharul. Deci... Lasă-mă și pe mine să vorbească și cu mine. Hai, spuneți-mi... Hai, încearcă să vorbești, dar adevărul. Tu l-ai părăsit pe el, înțeleg, în facultate? Nu neapărat, că... El nu a părăsit-o pe ea. Ce... El a părăsit-o pe ea. Aici e mai grav. Vezi că acum și mama aici are dreptate. Dacă tot am chemat toată lumea asta aici, hai să spunem adevărul. Vă dați deci seama acum ce frec eu și de cât ce? Sufăr, cât pot să sufăr din cauza asta. Din câte am înțeles, a fost cu altă fată și... Cu alte fete? Alte fete, că ăsta este felul lui, ăsta este genul lui. Și ai suferit atunci după el? Așa. Da, de ce să zic că nu? A suferit, a plâns foarte mult de dragoste pentru el și s-a urmat o perioadă de pauză, relația voastră, nu? Tu ai fost plecată, te-ai întors și din întâmplare v-ați întâlnit. Da, m-am întâlnit cu el și ai simțit așa ca o flacără care se... Da, să zic că seara a prins acea flacără și așa de repede, așa peste noapte s-a reaprins. Dacă a fost ceva intens, dacă te-ar fi iubit și el cât îl iubești tu și cât s-a aprins flacăra pentru tine, poate că nu s-ar fi ajuns să stea atâta timp fără tine. Te-ar fi căutat. De ce să-l iubești numai tu? De ce tu să-l iubești? Ce ți-a făcut acest băiat? Sau spune-mi, nu mai sunt alții? Nu știu, eu ca mama aș fi vrut să știu ce a făcut pentru tine. Că eu cred că tu ai făcut pentru el. Tu ai fost drăguță, tu ai fost atentă. Deci dumneavoastră vreți ca eu să mă duc la Antonio? Să-l trag așa deoparte, să-l întreb, măi, tu o iubești pe Laura? Nu știu dacă este dragostea la mijloc. Eu am ajuns la concluzia că pe el banii ei îi interesează. Nu. A, păi stați așa că se complică lucrurile. Despre ce bani e vorba? Ați moștenit? Nu e vorba că am moștenit. Eu, dintr-o imprudență, bine, nici m-am ascuns de el. I-am spus că prin proiectele pe care le-am avut la Institutul de Fizică, eu am fost plecată din țară și totuși am strâns acolo niște bani. Și mama crede că eu, prin faptul că i-am spus, el este interesat de acești bani. A, păi acum s-a lămurit tot. Deci dumneavoastră credeți că băiatul ăsta, ca Antonio, de fapt, umblă după banii ei. Hai să zicem lucrurile pe scurt. El nu are de unde să aibă bani. Ea cred că îl ajută. Mi-a povestit și că i-a făcut cadou. Cum stă cu banii, Antonio? Păi, nu, din câte am înțeles, dar el nu stă prea bine. Dar asta nu înseamnă că dacă i-am făcut cadou un ceas, el l-a făcut ca am vrut eu. E de ăsta de perete sau de care ceas? Nu, ceas de mână. Un ceas destul de scump. Un ceas elvețian, pentru ea e scump. Ea e o valoare pentru el. El a venit cu o floare. Eu cred că dacă s-ar iubi reciproc, atunci gesturile ar fi reciproce, ceea ce n-am văzut. N-am văzut la el și asta mă doare. Nu e bine să nu-mi spun ție nimic, să-mi spun noi nimic. Noi două trebuie să fim prietene, să-mi spui păi, tot. Păi prietene, uite, eu nu sunt de acord cu ceea ce crezi tu, eu nu cred. Nu ai trecut, mamă, prin viață și nu știi ce înseamnă. Laura, eu văd din experiență. Uite, noi am înțeles ce crede mama ta. Ce mame? Crezi tu? Am înțeles eu ce nu crede. Cred. Tu eu ce nu crezi? Cred acest lucru. Am înțeles ce nu crezi, dar spune-mi ce crezi tu despre el. Eu cred că mă iubește. Este tandru, afectuos. Cum ți-a dovedit? Prin comportamentul lui față de mine. Aici nu putem să intrăm. Dacă există comportamentul, există. Laura știe mai bine. Dumneavoastră v-ați măritat din dragoste? Da, dar m-am măritat, dar ea la ea e aventură. Are 27 de ani și nu știe ce vrea. Vreau să aibă o familie întemeiată. Vreau să aibă o căsnicie minunată. Nu, așa să-l cunoaștem azi și ne mai vedem peste 2-3 ani. Facem sex și la revedere. Deci asta mai mamă, scotolește-te. Păi ce facem? Asta nu este viață, nu e frumos așa ceva. Deci dar nu trebuie să stai să spui tu toate chestiile astea. Trebuie să știe. Marian, domnul Marian, am adus aici ca să înțeleagă, să știe, poate ne dă o mână de ajutor. Poate să deschide mintea. Păi de-aia am și venit ca să vezi să nu este adevărat. Eu pot să vă dau o mână de ajutor să-l supraveghem pe el și poate aflăm ceva. Poate așa se zice. Despre felul lui, dar nu pot să vă ajut, adică să-l îndepărtez de aia. Eu nu pot să fac chestia asta. Adică să-i deschideți ei, să vadă ea, să vadă lumina adevărată, că acest om nu este pentru ea. Ce lumina adevărată? Ea nu aș știu decât să-l vese, să studieze, să... Doamna Elena, repet, eu pot doar să îl prezint pe Antonio așa cum este el. Nu, da, normal, nu pot să fac ceva să-i despart pe ei doi. Înțelegeți lucrul ăsta? Peste capacitatea mea să-i văd împreună, pentru că va fi amărât. Asta e treaba dumneavoastră. Dar hai să vedem, dumneavoastră a spus că e o relație trecătoare, o aventură. Există planuri pe mai departe? Da, ne-am făcut niște planuri, chiar m-a cerut în căsătorie.
Și chiar nu vrei să-i ne lua acela pe care l-am văzut. Când te-a cerut în căsătorie, trebuie să facă și un gest, nu? Nu așa a venit, este cea mai căsătorie. Cine nu ești? Contează unde ești. Ești la noi, tu nu ești, nu ai o familie. Dar nu contează, încă nu a venit oficial la tine. Nu de la mine, nu de la noi. Nu a venit oficial la tine. Am discutat noi despre... Dar, Laura, tu ai avut o discuție cu el așa mai serioasă? Da, am avut o discuție serioasă. Și el ce spune? Vrem să ne mutăm împreună, îmi spune că mă iubește, deci și prin ce comportamentul lui nu văd altceva decât că mă iubește. Laura, voi locuiți împreună? Cu... Nu, nu locuiesc împreună, eu locuiesc cu mama, iar el stă cu chirie la o bătrână. Și de aceea niciodată nu m-a invitat la el, că na, bătrâna poate că na, nu vrea să fie deranjată. Deci el nu e capabil nici să-și închirieze, tot ea și-a închiriat. No, vedeți dumneavoastră că e criză, e greu să... Nu e greu, tu ca bărbat trebuie să-i asiguri iubite sau viitoare soții ceva. El ce-i asigură? Îi asigură sentimente trainice, curate, să știți că astea sunt ce importante. Ce mă deranjează pe mine că mama crede că, nu știu, eu chiar sunt urâtă, nu merit și eu mama, iubite cu bărbat așa cumva. Ești frumoasă, ești deșteaptă. Ai văzut un bărbat poate de băieți la mine la ușă? N-ai văzut. Unul ăsta e cum este, fiecare are un interes. E adevărat, dacă ești deasă, ești frumoasă, trebuie meriți iubirea unui băiat, dar tu ești prea pe care vrei tu o legătură de genul acesta. Eu am impresia că el este mai versat, e mai deștept, el știe ce vrea. Eu cred că ție trebuie să rămâi singură. Să muncești și să nu. Mi-ar face plăcere să ai casa ta cu un bărbat care să te merite. Oricum, chiar dacă nu e mă scuzați că vă întrerup din nou. Noi o să plecăm și vă lăsăm să, să continuați discuția contradictorie. Vreau numai să-mi spuneți exact ce doriți de la noi. Să aflăm ce învârte acest Antonio, ce face în afară de modeling, că modelingul nu este pentru un bărbat, nu? Ce asiguri? Cât merge modelingul ăsta, până la ce vârstă? Laura. Eu nu prea vreau nimic decât ea să se liniștească, să vadă că nu este adevărat ceea ce crede ea și atunci poate va fi liniștită și mă lăsa să mă face poate să nu și amândouă veți accepta rezultatele investigației noastre. Eu de asta am apelat la dumneavoastră ca să mă ajutați. Ca să-i deschidem ochii dacă este sau nu pentru ea. Am identificat personajul. Fosta iubirea Laurei, Antonio. Fotomodel. În prima zi iese din bloc, în jur de ora 11. Ia un taxi și se întâlnește cu Laura în fața Ateneului. Laura și-a dat acordul să fie urmărită și pare destul de încordată. Să fie oare din cauza camerelor ascunse sau din cauza că îi este teamă de ce ar putea acestea să surprindă? Se plimbă o vreme prin parc, apoi fiecare pleacă în altă direcție. Antonio se întoarce acasă. Spre seară însă merge la sala de fitness. Ce mai mult de mâncare, ce mai mult? Ce să vă spun? Ești bine? Chiar merge bine. Hai că-ți cunosc figura asta, ce zi, bagă repede. Cunosc cu tău. Bună, bună. Mama, la și ia zi. Ce da, te frate. Arată bine, e mișto? Nu, frate, credem că n-a fost. Da? E ochelaristă. Ei, ochelar fumurii. Ce ai, mă, de ce? Ce-i bai de cap, păi, nu știu, e pe altă planetă, nu știu. E... Și fama să înțelegi, care e treaba de pe aici, interesul de ce... Ce interes, tu ce crezi? Bani, asta e cu... Bani. Nu știu, ce frate, e proastă. Moștenirea, de ce are ea? E proastă, nu știu. E strigător la cer ce spune acest gentleman despre femeia căreia intenționează să-i ceară mâna. Niciodată nu s-a întâmplat să descoperim atâta fățărnicie chiar din prima clipă. Știu, vreau să iau un apartament. Și tocmai asta mă pe ea și o să-mi ia. Ți-a, dar unde are mai amani? Eu lucrează ca cercetașă. Cercetătoare, Antonio, nu cercetașă. Da. Probabil la școala vieții nu te învață diferențele astea. A fost cum în Franța, da, tu ce le-are, da. Șobolani. N-are mă și-au o prietenă, ceva, un aparat, bine, nu pot. Nu, știu, frate, nu știu, să văd. Nu zice că ești de nevoie. O să iau și de nevoie. Dacă e nevoie, iau și de nevoie. Crede-mi. Pot să te... Pentru bani fac orice, frate. E bani, bun, îți dă bani, da? Mi-a casă, ce trebuie mi-a... să te și căsătorești pe ea, mai ce faci, mai ce să înțelegi la cap? Să treacă anii, să treacă frumos și... Și dacă zici că e nasoală, te trezești cu ea dimineața, nu știu cum. Lasă, frate, pun pernă pe față și nu-i știi cum e, cine zice vorba asta că banii nu te fac fericit? Bă, te fac, dar asta e, să te complici cu căsătorie, cu... Asta e, dacă trebuie să o faci și pe asta, mă, nu, stai, mă, busucă de bani, puțin, las-o. Uite, dacă spun pe apartament, ce să mai trebuie, mă, vreau să
pun la temelii. Se pare că mama Laurei are dreptate să ne pună pe urmele pretendentului. Banii câștigați prin studiu și nopți de laborator sunt, de fapt, marea iubire a bărbatului, cu care și vrea să se căsătorească atât de rapid. A doua zi, imediat după prânz, Antonio se întâlnește pe Calea Victoriei cu fosta lui iubire și viitoarea lui soție. Se plimbă braț la braț, se opresc în fața vitrinelor cu haine și bijuterii cu nume sonore. Omul nostru de încredere se apropie de ei și aude tot ce vorbesc. Uite, ce ceasă cu ei. Da, e foarte tare ceasă asta. Oare cât o fi? Nu, cred că e scump. Nu, nu e deloc scump. Bă, da, e o mână de mână. Nu, e de mult, că nu e scump. Ce, vrei să-ți iei? Da, îmi place foarte mult ceasul ăsta. Chiar mă mărie cu ceasul meu. Da? Da. Îmi plac foarte mult ceasul meu. Păi hai să-ți iei. Păi da, da, e o problemă, n-am bani. N-am bani la mine. Nu ce problemă? Și chiar dacă aș fi avut bani, nu mi-aș fi permis să-mi iau ceasul ăsta. Nu e la mine. Nu, 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 mersi. Chiar nu... Haide, mă! Nu. De ce? Pentru mine e nicio problemă. Nu, am și orgoliu, mă. Mie mi se pare... Chiar... Am și orgoliu, mă. E, orgoliu. Nu, pentru mine e nicio problemă. Ți-l fac ca doi, ca și cum ai da... Ai face un... Profit sau ceva de genul ăsta sau să... Dar nu e vreo de profit, atât asta ce eu ți-l dau și chiar îmi place. Ha! Vrei tu chestia asta? Da! Bine, te văd că vorbești de suflet. Chiar n-am întâlnit o persoană ca tine, sincer. Cum? O persoană cu așa bun suflet, cu mine, și deșteaptă și... Oh, mersi! Și chiar poți să porți o discuție foarte serioasă cu tine și... E bine? Bine, și mie îmi place, face plăcere să stau de vorbă cu tine. Hai, mergem să-ți iei? Nu, chiar nu vreau, chiar nu vreau să ce. Haide! Nu. Bine, atunci hai, spune-mi care din ele, ce culoare îți place, că vine mâine să te iau. Ți-am zis care îmi place, uite, e la negru. La negru? Cu raura negru, da. Aha, ok. Dar chiar nu... Mâine vine eu și ți-l iau. Laura, băiatul ăsta este un escroc. Nici cea mai versată curtezană nu cere cadouri scumpe de la primele întâlniri. După amiază, Antonio se întoarce acasă cu o sacoșă plină de atenții din partea iubitei. După nici 10 minute, coboară și ia un taxi. Intră într-un bar din apropiere unde se întâlnește cu același prieten din ziua precedentă. Salut, ce faci? Liniște. Ce să fac? Sunt bine aici la bar. Mergea și mie? Tu ce mai zici, ce mai faci? Cine ai venit, mă, la prezentare? Unde, la ce prezentare? Aia de ieri. M-am și uitat. Este frumos, nu mai vii, nu mai... Te dai dispărut, îmi treabă ăștia de tine, te... Nu, nu știu, frate, nu mai mă interesează, sincer. Nu mai vreau să particip la... O duci bine, n-ai treabă. Am jobul meu. Doamna, ai publetă? Doamna... Bă, doamna Blăniță. Bă, am început ăștia să întârzie cu banii. Stau cam nașpa. Vine și... iarna, îți trebuie o geacă groasă, ceva, n-am. Da, și? Hai, nu fi. Ai nevoie de bani? Pe mine de... De cât ai nevoie? 1 milion, 2. Păi ai la tine bani sau? Am nici problemă, dar cât ai nevoie? 2 milioane? Dăm 2 milioane dacă ai, dar nu știu când ți-i dau. Băi, sincer, n-am 2 milioane. Bă, dacă ai mai puțin, nu-i problemă, dacă poți, dacă tot te... Băi... Poftim 5 milioane? N-am când ți-i dau înapoi. Nu, frate, nicio problemă, n-am nevoie de... Hai că schimbăm aici la asta. Nu, stai liniștit, băi, stai jos. De ce? Asta e cadoul meu din partea mea, pentru tine. Cavalerul de onoare. Nu. Cavalerul meu de onoare, pentru tine. Bă, mă, lași. Nu-i mai vrei, nu? Nu, frate, nu vreau, sincer. Bine, mă. Bă, te înregistrez ca să nu mă... Iau ca pe un... Ca un dar de la un prieten. Foarte bun. Mamă, ce dar, hai că începe să aibă beneficii, doamna eprubetă. Dar mai bine, mă, și tu la prezentări, ce are? Băi, frate, o să încerc, când am timp, o să încerc, dar... Au scăzut ăștia bugetul? Nu prea mai am timp, trebuie să mă ocup de doamna eprubetă, nu? Bă, adevărul că la câți bani îți dă asta, nici nu se mai... Da, stai, scuze-mă o secundă. Te scuz. Alo. Bună, Laura, ce faci? Poftim? Ce să fac? Uite, am puțină treabă.
Da, cum să nu mă gândesc la tine, normal că mă gândesc la tine. Fiecare zi mă gândesc la tine. Da, te iubesc foarte mult, Laura. Ești viața mea. Alo. Alo. Alo, mă auzi? Da, s-a închis, nu știu. Da, în mamă, ce text ai, te-am văzut niciodată așa. Lasă-mă, frate. Îndrăgostit? Da. Oare ce va spune Laura când va afla că iubitul ei i-a închis telefonul în nas de plictiseală și nu s-a întrerupt semnalul? Are dreptate mama când spune că fiica sa nu e pregătită pentru viață. Și când ai de gând cu nunta? O cer eu. Cât mai rapid. Bă, ești nebun, te grăbești așa tare? Da. Nu înțeleg diferența, te căsătorești cu ea, nu tot, banii ăștia îți dă chiar dacă stai. Ce vrei, să împarți jumate-jumate cu ea totul după aia? Nu, se iau eu toți banii. N-ai cum să iei, frate, toți banii. De cine, cum să iau? N-ai cum, și dacă divorțezi după aia, n-ai ce să, cum să iei toți banii, n-ai cum să, ce să vină toți banii și toate bunurile pe numele meu, îți garantez. O să iei și fără mă să te căsătorești, n-ai bani. Frate, o să vrea și ea, nu poate să-ți lase ție totul. Stai așa că parcă mi-e cățib la tine. Zii, nu știu, m-am săturat de muncă. De când începe să-mi cam placă viața ta. Sincer? Toată ziua o ars prin baruri, toată ziua n-ai nicio treabă. Și văd că bani n-ai. Toate te noiești. Îți place cum așa, nu? Super tare. Acum două zile mi-am luat. Și cred că și ieftin a fost. Aia nu mai zice, lasă-mă că mă enervez deja. Să spunem. Mi-am luat o geacă, gata, mi-am mai pus mai nimic luna asta. De ce? Nașpa, frate, nașpa cu banii, cu nu știu ce de ca tine cu... Băi, te cred, nu, te cred, sincer. Ia zi, n-are și asta o prietenă, o soră. Băi, nu știu, o să-ți dau pe măsă, vrei? Du-te, mă, greșea, mă, lasă-mă, nu. Nu știu, mă, să văd dacă are și ea verișoară, o soră, ceva, ți-o dau. Bă, verișoară o avea, dar să vezi și prietenă, vreo tot așa cu cercetări, cu... Nu știu, una, dar măcar să se ducă și apă la un salon, ceva, să-și lasă părul de la picioare. O să-ți garantez că o să-ți găsesc una mai curată. A treia zi, Antonio continuă seria plimbărilor romantice cu Laura. În Cismigiu, dau de mâncare la porumbei, fac fotografii împreună, bărbatul o pupă drăgăstos. După nici jumătate de oră în aer liber, Antonio își ia la revedere și pleacă. Merge acasă și nu mai iese până la ora 18. Pleacă la sala de fitness. Se pare că Antonio nu vine singur să facă sport. Este însoțit de o frumoasă domnișoară care se mișcă languros pe lângă el. Ce faci? Oh. Te puțin de mine? Vai, ce te-ai mânca acum aici pe scaun ăsta? Îmi dai voi? Oh. Hai, lasă-mă! Ce vrei? Da, cu patru ochi. Ce să zic, eu... O ce? O felină sălbatică. Antonio merge într-un complex rezidențial, la piscină, și le oferă tuturor un spectacol fierbinte, împreună cu tânăra. Să ne mutăm într-o mare zi, dacă ar fi. Să-ți place? O. Și dacă te spune... Dar nu-i dai să nu...
cu toate joburile astea cumplite cu aragazul tău. Dacă te spune că tot e posibil? Cum așa? Dacă te spune că a căzut loteria peste noi? Nu știu? Am călcat într-o mare flașcă de bani? Hai mă, iubire, nu poate nu spune de mine. Sunt ce lucru. Dar de unde ești tu? De unde nu ești, de unde te spune? De la... Șobolanul de laborator. La cercetoșă, ce simt? Femeia vreau să-mi ia casă, vreau să-mi ia... Băi, ești nebun? Mi-a luat de cântă chestii, mi-a luat de bani. Da, e bine, vezi. Poate să-mi ce fie cu noi. Păi și unde sunt banii astea? Banii sunt la ea. Mamă, eu zi, mă uit la tine, mă uit, atunci parcă zici că suntem în desene animate și văd pe Tom și Jerry cum le zboară ochii după bani. Vezi cum mai dolari, eh? Vezi că mai dolari, vezi ăla? Lire, stare minune, cât mai scump. Ce bine. Cât mai departe? Cât mai departe? Dar mai pustie, insulă, pustie, Honolulu. Acolo merge. Spune că e cea mai departe. Acolo merge. Merge acolo. Acolo merge. Hai să te vorbim de gătina asta ca grimele. Consulețul, monstrulețul. Da. Păroasă. Doamne, ce femeie. Da, dar uite cum am mai bine. Da? Îmi spune că ai și un talent. Vezi? O să-i trimitem o felicitare de acolo când ajungem, așa, să-i mulțumim pentru vacanța. Da, o să-i trimitem o felicitare cu noi doi într-o poză cu grilande de alea la deficit. Oh. Cu flori din aceleași, ca în Hawaii. Poate faci un pas mare, frate. Ce rău cu cea să-i zic. Păi, mă primesc, ai știu. Spui să bine și să ajungem unde trebuie și să avem viață frumoasă. Amin, doar amin, amin. Avem suficiente probe încât să închidem cazul. Însă, Marian le propune ceva inedit Laurei și mamei sale. Domnișoară Laura, doamna Elena, ne-am întors după doar 3 zile. Da, și? Nu prea am avut nevoie de prea mult timp de filaj. Uite, eu vreau prima dată să vă pun o întrebare. Ăla e omul pe care îl căutăm noi? Cel în cămașă albastră? Da, da, el este Antonio, da? Da, da. Da, știi ce n-am înțeles? Tu de ce nu l-ai adus niciodată acasă să-l cunoască mama? Nu l-am adus pentru că oricum îl cunoștea din facultate și nu l-a plăcut atunci și nu văd de ce să-l placă și acum. Nu era un om care să-l placă. Nu, dar dacă tot spui că ar vrea să se căsătorească cu tine, ar trebui să, da, să aibă o relație să... mai bună. În prima zi nu am găsit nimic dubios la comportamentul lui. Lucrurile, în schimb, devin mai interesante în a doua zi. Asta este a doua zi. S-a întâlnit cu un prieten, cred că sunt chiar mai mulți acolo, sau s-a întâlnit cu niște prieteni. Unul dintre ei, hai să auzim, să vedem... Aici l-ai sunat tu? Da, cred că da, eu cred că l-am sunat. Este momentul în care prietenul tocmai ceruse niște bani cu împrumut. O sumă destul de mică. Prietenul lui? Da, da. Uh-huh. Antonio, cel despre care tu știi că nu prea are bani, s-a arătat foarte darnic și a spus că nu-ți dau doar 100 de lei, ci o să-ți dau 500 de lei pentru că am de unde. De la Laura. Da, da. Ceea ce e un lucru bun. Prietenul tău, iubitul tău, nu duce lipsă de bani. Nu e neapărat un lucru rău. În schimb, ceea ce vezi acum, discuția pe care ai avut-o tu cu el, acum o poți vedea din punctul lui de vedere. Ia. Tu nu știi, de fapt, cum se comporta el în timp ce vorbea cu tine. Ți-a spus că te iubește și așa mai departe. Da, nu, da, de obicei. Ia să vedem.
este cam puțin tare. Da, cum să mă gândesc la tine, normal, că mă gândesc la tine. Fiecare zi mă gândesc la tine. Ce faci? Da, te iubesc foarte mult, Claudia. Deci viața mea. Deci poate și-o de tine. Din păcate, asta este realitatea. Și bate joc de ea. Tu l-ai deranjat. El e cam plictisit. Cel puțin așa arată. Da, observ din, și mă uimește faptul ăsta. Din imagini. Se pare că e ceea ce nu, chiar nu mă așteptam. Imaginile cu adevărat șocante nu sunt astea. Știu, poate că astea se întâmplă destul de des atunci când se întâlnesc băieții între ei. Să rupă de iubirea voastră și să te pună pe tine într-o lumină. Trebuie că mama a zis lucrurile așa mai dur. Practic asta faci. E aici râd de tine. Aici tu, din păcate, vorbeai numai că eu ți-ai închis telefonul. Da, deci de fapt nu s-a întrebat cum vorbirea. Exact. Bine că pot, te vei pasă mă dacă aș putea. Și fapt, pentru că am o credeți de adresi de așa, cred că pot să vă mai iei. Da, când e prezent, să el se preface, el se preface pentru că... Deci până la urmă a vrut banii mei. Păi altfel cum? Asta a scos în relief. Și prietenii știu asta. E și mai asta rău. Spune el, nu spun eu. Asta spune el acum. Aici suntem la sală. El merge și la sală. Am oprit puțin imaginea ca să puteți vedea exact ce se întâmplă. El este cu o domnișoară în brațe. Ea îi dansează, nu știu exact, se joacă, nu știu ce fac acolo. O cunoașteți pe domnișoara? Ia uite, dragă, uite-te, mamă, uite-l, Laura, uite-te cu ce curvă poate să stea în brațe acolo, uite nenorocitul. Uită-te cât de mincinos poate să fie, un copotă masculină, un nemernic. O cheamă Sonia, putem să-i spunem pe nume. O cheamă Sonia. Da, și... Da, păi asta e nume de vagabondă, de curvă. E, uite, ce-a găsit la ea mai bun decât la tine? Tu nu vezi cât de frumoasă ești? Păi a găsit mamă, uite-te și tu. Nu e mama adevărat, așa arată curvele, mamă. Astea nu sunt decât pentru o noapte. Uite-te și tu, asta vor băieții mei, mamă. Astea sunt pentru o noapte, un bărbat normal și sănătos la cap ar fi vrut o fată ca tine. Laura, poate nu înțeleg eu exact ce se întâmplă. Tu, la vederea acestor imagini în care iubitul tău se sărută cu altă fată, tu spui că e vina ta că nu te duci la sală? Păi, măi, Marian, tu ești tânăr, știi ce vor, nu? Eu ce știe, ce să facă cu mine? Că nu are ce să facă, dacă mă duc în club și ce fac? Sau că nu m-a dat și pe mine la dansuri. Nu pentru că ție ți-a plăcut păi să fii cu mine, să înveți. Ne uităm în continuare sau... Păi da, măi, mamă, uite ce-a plăcut să faci ce face ea. Lui îi plac vacanțele, îi plac aventurile lui, nu-i plac o fugă, nu-i place pentru că dar dacă eu cu ochelari, în creierul lui nu există nimic, el nu face deosebire între o curvă și o fată de casă. El ce nu ne uite, asta caută, se pare că asta caută majoritatea. Cum poate să-ți spună că te iubește? Mai cum te iubește, dar uite-l ce face. Uite ce iubește, la aventura și vagabondele. Cu cine mi-a împart cu viața? Laura, poate dacă... Nu știe nici să vorbească. Poate dacă vezi mai departe imaginile, poate o să... Când vorbiți voi întâi, mamă, ce vorbiți? Că el când vorbește rage, își arată dinții ca la dentist, la stomatolog, se poate. Ăla-i bărbat? El nu arată decât barele dinții, face ca maimuța. Ăla-i bărbat? Hai să vedem. Nu e bărbat, nici pentru aventură nu e bun. Hai să vedem. Au stat la sală o oră și ceva. Poftim. Uite-o ce bine arată, uite-te la ea. Tu arăți mult mai bine, tu nu te vezi arăt pe tine. Pe naiba. Tu ai picioare frumoase, nu are gust, nu-i plac curvele, nu-i plac fetele cu minți, nu-i plac fetele serioase. Și tu. Tu a trebuit să înveți, ți ți-a plăcut cartea, nu da. Dacă vânțeala. Eu mă gândeam că asta ar fi rolul meu. Eu să te întreb, auzi, dar tu nu te duci la sală, dar tu nu, poate nu-i ofer ce oferă ea. În schimb, tu mă scos la pensie, tu mă dai afară. Pentru că le spui tu, pe toate. Uh-huh. E normal? Adică nu pari deloc revoltată pe el. Păi nu sunt, pentru că pe o parte îi dau dreptate. Unde să mă scoată pe mine? Că eu nu știu de club, eu nu știu de cafenea, eu nu știu de nimic. Păi mama atunci, nu m-a pus decât în... Și atunci de ce ai filmat toate lucrurile astea? Dacă tu ești deci de acord eu vreau să... Ce mă interesează pe mine este să văd dacă într-adevăr se ține după banii mei cum. Că mă înșală, asta este, fiecare bărbat face.
Accept lucrul ăsta, nu te deranjează. Îl accept că nu am 10 pretendenți la ei. Dar nu mai aveți vreo încă o fică, mai aveți o soră, poate? Nu, nu mai aveți o am pe ea. Care caută așa ceva. Aici, ce mare dragoste pe capul lor. Aici el practic a recunoscut. Cred că ai auzit și tu. Se aude destul de clar. Îl interesează banii. Poate că ceea ce au acești doi oameni în comun, cred că putem deja să le spunem un cuplu. Ce are acest cuplu în comun este dragostea pentru bani. Se rezumă numai la bani și la binele ei. Iar, și a lui, bineînțeles. Tu ai reușit să le satisfaci această da, nevoie. Eu am zis e vorba de banii tăi. Știi? Ei vorbesc despre banii tăi. Eu nu am zis diferență între banii mei și banii lui. M-am zis că care banii lui? De unde are el bani? Banii lui nu există, mamă. Nu ți-ai dat seama până acum. Banii lui sunt banii tăi. Atât. Păi da, într-o familie banii sunt la comun, măi, mamă. Atunci când și el este în stare, când și el este capabil. Hai să vedem ce s-a întâmplat mai departe. Poate vom reuși să smulgem de la tine o reacție normală, ceea ce mi s-ar părea mie normal. Tu ești foarte calmă, foarte relaxată. Da, ea asta este reacția ei. De aici își fac planul unde să plece. Iar ce frumos. După ce vor lua banii de la tine. Cum este? Poate cum că n-ar fi fost așa deranjat dacă plănuiau să plecați toți trei împreună în Honolulu, pe o insulă pustie. Dar pustie înseamnă numai ei doi, fără tine, știi? Asta înseamnă pustie. Ce ai de gând până la urmă cu acest om? Am avut dreptate. Uită-te. Da, mama, l-ai văzut. Ai văzut tot ce face. Cum te poți tu compara cu această femeie ușoară? Laura, treaba noastră s-a terminat. Noi ți-am adus probele. Acesta este prietenul tău. Tu hotărăști dacă acesta e viitorul tău soț. Ce facem? Sincer, pe mine nu mă interesează ce hotărăște ea. Eu vreau să iau legătura cu acest golan, cu acest excroc sentimental, care o păcălește și pe curba aia, scuzați-mi expresia, și pe fata mea. Ce urmărește deci el de faptul în afară de peste bani? Ei, vreau cu orice preț scandal. Să le facem scandal, păi să văd ce e în capul lui și să văd ce vreau să facă. Asta este... Nu se poate, ești copilul și vrei să apere cineva. Mamă, și pe tine te-a înșelat tata. Și știi foarte bine, nu mai faci acum pe Sfânta și pe Radicala și... Cât ești de deșteaptă, atât ești de proastă. De ce? Nu l-ai se poate tata, așa ceva. Și atunci trebuie să cazi pe aceleași urme. Există mare diferență între viața ce? Noastră de familie și între tine care ești început. Ce mai este? Este același lucru. Începutul ce facem drumului, mai departe? Mergem la ei? Mergem la ei. Să știți că o să mergem degeaba, pentru că într-una din aceste zile de filaj, i-am auzit vorbind și ei spuneau foarte clar, în cazul în care... Tu îți dai seama, cazul în care mama își dă seama de situație, ori să lege. Spune că nu e adevărat. Dar cum nici asta nu e adevărat ce vedem acolo? Ba da, dar eu știu, vor spune că am montat noi imaginile, că nu sunt ei. Haideți să încercăm să le întindem o capcană. Eu îi dăm. Și în cazul în care ei mușcă momeala pe care noi o dăm, nu se mai poate nega nimic. Da, normal. Sunteți de acord? Da, sunt acum de acord. Depinde și ce... Noi o să vă punem la dispoziție întreaga echipă de supraveghere și toată tehnica de care dispunem. Trebuie ca dumneavoastră să fiți de acord. Suntem, eu sunt de acord. Ea, o să le întindem o momeală, ceva care, pe care el să și-l dorească foarte mult, și anume bani. Fii atent, uite ce vreau să facem și aș vrea să respectați întocmai ceea ce vă spun, pentru că lucrurile sunt foarte serioase. Vreau să mergi la bancă să scoți banii de apartament. Să scoți banii? Da. Să mergi cu el. El să știe, să-i vadă că e scos. Să-i spui, uite, Antonio, vreau să mergi cu mine că mi-e teamă să nu pierdem banii. Pe oricum, bine și dacă oricum, e... Oricum n-ai să-i pierzi pentru că noi o să fim întotdeauna în spatele vostru. Nu se întâmplă nimic. Să-i spui că întâlnirea pe care o ai cu francezii săptămâna asta pur și simplu îți răpește tot timpul. Că vei fi plecată de acasă toată ziua și că lași pe el să meargă și să caute niște apartamente și că banii sunt acasă. El asta trebuie să știe, că nu e nimeni acasă,
că el are cheia de la tine de la apartament și că aici sunt bani. O idee foarte bună aveți. Foarte bună este ideea. Așa îl poți verifica. Dar nu toată ziua, că așa trebuie să stăm toată ziua să așteptăm. În ce anumite ori. Și acolo o să-l așteptăm. Dacă vine, cercul s-a închis. Și atunci tu o să ai răspunsul. Da, nu doar că te înșeală. Asta vreau să văd, dacă într-adevăr stă pentru banii mei. Deci nu mă deranjează că m-a înșelat. Lasă-o încolo, că... Să știi că asta este o chestie evidentă. Noi facem lucrul ăsta nu ca să eu v-am demonstrăm. Pentru asta, ca asta este un lucru evident, poate tu nu îți dai seama acum. Nu știu, poate ești sub stare de șoc. Dar dacă facem lucrul ăsta, el nu o să mai poată să spună că nu e adevărat și că ești tu cea nebună. Că ție ți s-a părut. Sunteți de acord? Da, sunt. A patra zi de urmărire. Să sperăm că Laura va coopera și va face exact așa cum i-a propus Marian. Uite, dacă tu tot ai spus că vrei să avem un viitor împreună și ești hotărât, te duci mâine, păi mâine, două zile, te duci pe la agenții, cauți în ziar, vezi ce îți place, ce mai frumoasă, și vezi, și eu îți dau bani, scoatem bani, nu? Ce zici? Nu, sincer, nu, chiar nu pot să accept așa ceva cu bun. Păi stai puțin, nu, de ce? Că doar să nu împreună. Banii sunt la comun, deci tu mereu îmi spui că ai orgoliul tău, dar... Banii sunt la comun, nu? Ce este al tău este și al meu, ce este al meu este și al tău. Nu, deja mi se pare prea mult, pe bun. De ce mâini, Antonio? Deci chiar nu vreau. Nu, eu vorbesc serios. Eu nu prea mă încep să stau să caut și oricum sunt ocupată zilele astea la institut. Vine o comisie din Franța și chiar duce și caută. Nu știu ce să zic, așa rapid, nu cu două. Dacă ești hotărât sau nu mai dat timp. Sunt hotărât, sunt foarte hotărât, credem, dar nu știu, nu pot să accept așa, nu știu, nu foarte tare. Lasă, e o chestie foarte mare, nu știu, mi se pare un lucru foarte măreț. Zici, facem așa? Nu știu, iubita, nu știu ce să zic. Bă, uite-te la mine. Dacă, ca să vezi că eu chiar vreau, ca să vezi că sunt hotărâtă și chiar vreau să avem o viață împreună, uite acum, mergem la bancă și scoatem bani și ne luăm. Și în momentul în care tu ai găsit în astea două zile, bănuiesc că găsești tu ceva, nu? Uite, angajezi o agenție, nu contează. Sau dacă găsești tu, te duci și în astea două zile, noi avem bănuții, îi scoatem acum, pe loc, nu ne îndatorăm, nu... Băi, nu știu ce să zic, e un vis devenit realitate pe bună, nu știu. Laura s-a conformat. A scos de la bancă 50.000 de euro, momeală, pentru iubitul său. Tot ce speră femeia acum e ca iubitul ei să fie cinstit, chiar dacă știe că o sumă importantă de bani se află în casă, în șifonier. Să-i băgăm aici, da? Da. Ce? Vă să mă și un pic la ei. Vă să miros din curat. Miroase, nu? Să-i băgăm aici. Tu te ocupi mâine. Mâine te ocupi tu, da? Da, mâine te ocupi eu și vreau să spun că te iubesc foarte mult. Și am apreciat faptul ăsta. Da? Și de-abia aștept să ne uităm împreună. Da, și de-abia aștept. Și... Nu știu, sunt foarte fericit pentru chestia asta. Și eu. Și te vezi mai. A cincea zi. Ca de obicei, Antonio iese din bloc la ora prânzului. Se pare că munca și trezitul de dimineață nu sunt pentru el. Intră într-o cafenea unde se întâlnește din nou cu iubita lui. Ce faci? Vezi pe toamnă. Trebuie să pun geacă. Ce mai faci? Ce să fac, iubita? Am uitat de frig afară. Ce faci? Te încălzesc. Și ce mă zici? Uite, ia bă și o cafea. Să nu vrei nimic? Bă, dar vreau și... Ok. Hai, zice-mi tu cu... Cu doamna ochelaristă, da. Mă descurc, e bine. Domnișoara e curmentă. E bine, stai niște. Merge treaba. Da, merge treaba. Tu ce mi-ai făcut? Nu te aștept pe... Da? Fac tot să zic că sunt de o gămică pe aici.
Eu și? Trebuie să vin acum? În scurt timp. Scurt timp? Da. Păi și... atunci ce fac? Înseamnă că am trebuit să plec, nu? Sau? Cum să pleci? Ce-ai îngămânit? Fiți cu mine! Pe cine așteaptă fata? Și de ce se mută Antonio la o masă vecină?